Un subiect foarte uh, important pentru uh, cupluri este relația între cei doi soți. Și uh, felul în care noi desfășurăm, desfășurăm consiliere este, uh, noi consiliem o singură persoană uh, separat uh, și dacă vrea și soțul sau soția consiliere, atunci ulterior poate să vină la consilierea asta pentru ca să -i dăm libertatea fiecăruia să spună exact problemele care le are și să nu se streseze deloc în chestia asta. Astfel l-am consiliat odată o persoană care avea uh, diferite nemulțumiri față de soțul ei. Ea, și el era creștin, dar nu o prea ajuta în casă cu lucrurile, nu prea era uh, genul de persoană care să-i ofere mult ajutor. Și ea se simțea copleșită cu mult lucru, cu copii. Și în procesul asta de restaurare, până la urmă, a relației dintre ei doi, am... Uh, Pus-o să îl ierte pe soț pentru, punctual pentru lucruri cu care îi greșea și problemele care le mai avea de, de dus în direcția asta. Ea a fost de acord și a început să îl ierte, am condus-o în rugăciune după aceea de dezlegare a legăturii nedumnezești între ea și soțul ei și să rămână între ei doi doar legătura pe care Dumnezeu o vrea între cei doi soți și să fie unitate în Domnul și să fie binecuvântată viața lor. Ulterior, revine la consiliere și ne spune, wow, nu pot să cred, soțul meu se comportă total diferit, a început să ducă din proprie inițiativă gunoiul, să mă ajute la cumpărături, să se ofere să spele vase, să... relația noastră s-a restaurat, începe să, parcă, parcă e altă persoană, parcă e alt om. Și um, ne-a bucurat, bineînțeles, să vedem rezultatul ăsta și... Um, aceasta s-a aceasta întâmplat din cauza disponibilității ei de a ierta pentru micile probleme care le făcea, pentru uh, lucrurile care trebuia să le aducă înaintea lui Dumnezeu și până la urmă să ia acorde iertare și să dorească să își facă partea ei în cadrul căsătoriei mai mult decât să se concentreze pe ce lipsuri are soțul ei, pe ce lucruri nu-i plac la el și asta să le chiar amintească de când de ori are ocazia. Deci mă dacă aveți cumva disensiuni între soți. Important este să le aduceți înaintea lui Dumnezeu, să-i spuneți lui păsul și nemulțumirile și uh, apoi, vis-a-vis -vis de soță, partenerul de viață, fie că e soț, fie că e soție, să aveți dragoste, acceptare, iertare și în uh, dorința de a de a închide ochii la, la problemele pe care celălalt le face, manifestăm caracterul lui Hristos și astfel dăm ocazia unei apropie și unei restaurări cât mai multă relație dintre cei doi.